Bună seara, dragi ascultători! Vă spun Alex Brucăr și Maria Popa, azi, de la Radio Shalom România, ora de muzică clasică, mari muzicieni. Alături de noi, ca întotdeauna, spiritual, acum, se află și Iancu Zuckerman. Vrem acum, astăzi, să celebrăm o zi importantă pentru maestru Valentin Gheorghiu, care în această săptămână a împlinit o vârstă onorabilă și îi dorim un la mulți ani, maestre. Să fiți sănătos și să fiți cât mai mult alături de noi și să ne încântați așa cum ați făcut-o întotdeauna. Maestrul Valentin Gheorghiu este un prieten foarte apropiat de Iancu. Mai tot timpul se auzeau prin telefon mai mult și chiar la sugestia, la dorința domnului Zuckerman, a făcut un masterclass cu trei copii pe care îi susținea și am fost invitați chiar la ei, la dânsul acasă. Acești tineri de care vă vorbesc sunt trei pianiste, Daria Ioana Tudor, Mihaela Manea și Teodora Țepeș. Să spunem câteva cuvinte despre maestrul Valentin Gheorghiu. Este unul dintre cei mai semnificativi muzicieni, pianiști și compozitori al secolului 20. O personalitate artistică polivalentă, care s-a născut în Galați la 21 martie 1928. Face parte dintr-o familie de melomani, așa cum și domnul Zuckerman a fost un mare meloman. Și când avea vârsta de 4 ani, Valentin primește o pianină. Având încă un frate care se numește Ștefan Gheorghiu și fratelui îi se ia o vioară. De la vârsta de 4 ani începe să studieze pianul. După 2 ani de zile, părinții, văzând că sunt înzestrați cu talent, îi aduc în București la profesoara Constanța Erbicianu. Când i-a ascultat, văzând cât de talentat, ce talent au, imediat au fost înscriși la Academia Regală de Muzică din București. În un an foarte important din viața maestrului este anul 1937, când chiar au fost ascultați de către George Enescu. În momentul acela, după ce i-a ascultat George Enescu, i-a sfătuit să urmeze Conservatorul Național de Muzică din Paris. Pentru aceasta, George Enescu a făcut diverse scrisori către Ministerul Culturii, către inginerul Nicolae Malaxa, către profesori din Paris. Într-adevăr, în acele vremuri, foarte greu se putea pleca din țară. Într-una dintre scrisorile care se adresau către Ministerul Culturii, vă citez ce spunea George Enescu. Se spunea, George Enescu a spus că îl recomandă pe Valentin Gheorghiul și că este un talent rar ce trebuie supravegheat îndeaproape. La vârsta de 9 ani a obținut această bursă de 3 ani în cadrul Conservatorului din Paris. Nu a studiat decât 2 ani, deoarece a izbucnit cel de-al doilea război mondial.
ca profesori acolo. A urmat, după aceea a venit și a urmat conservatorul, a studiat Academia Regală din București, având ca profesor pe Mihail Jora, teorie, solfegiu, armonie și compoziție, Constanța Erbicianu, care v-a spus de pian, și Mihail Andricu, muzică de cameră. Acum aș să punem, să ascultăm o piesă, Concertul pentru pian numărul 1, în mi bemol, de Franz Liszt, cu Orchestra Filarmonică din Cehia, dirijată de George Georgescu, înregistrată în anul 1952.
Concertul pentru piano, numărul 1 de flautist, cu Orchestra Filarmonicii din Cehia, dirijată de George Georgescu, la solist Valentin Gheorghiu. Maestrul a debutat pe scena la vârsta de 15 ani, pe scenă, în 1943, în cadrul Ateneului Român, cu Orchestra Filarmonicii din București, sub bagheta lui George Georgescu, ca solist al concertului numărul 1 în do major pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. În 1950 devine solist al Filarmonicii din București, care pe parcursul a 60 de ani a fost alături. S-a remarcat mai ales în domeniul interpretării pianistice, devenind, după cum spunea, cela de la Vrancea. Valentin Gheorghiu a devenit dirijorul unui singur instrument pianul, care sub degetele lui sună ca toate instrumentele unei orchestre. Valentin Gheorghiu rămâne vrăjitorul pianului. Dar, pe lângă această parte solistică, a făcut parte și din trioul românesc, alături de Ștefan Gheorghiul, fratele său, care la vioară, și Radu Aldulescu la violoncel. Acum dorim să ascultăm o sonata numărul 3, în caracter popular, pentru pian și vioară, opus 25 de George Enescu, la pian Valentin Gheorghiu și la vioară Ștefan Gheorghiu.
Am ascultat sonata numărul 3 în caracter popular românesc pentru pian și vioară, opus 25 de George Enescu. În această sonată a fost premiată la primul festival internațional George Enescu în 1958 cu premiul întâi. După o experiență foarte lungă a maestrului, spunea într-un interviu că talentul ți-l dă Dumnezeu. E greu de explicat, dar, cum zice Enescu, ca să fii un artist mare sau creator, trebuie să ai 10% talent și 90% muncă. Deci, pe lângă talent, trebuie să și muncești zilnic. Nu există să stai. Într-adevăr, foarte multe lucruri ne-a oferit maestrul și printre preocupările sale a fost și compoziția. Primele încercări, compoziția a fost un lucru foarte important pentru maestru și primele încercări au venit din muzica de cameră. Quartetul prezentat la concursul de compoziție Enescul în 1946. A fost chiar apreciat de marele compozitor, marele nostru George Enescu, la vârsta de 17 ani. Au compus sonata pentru pian, trio pentru pian, vioară și violoncel, foarte multe compoziții. Acum propunem să ascultăm în continuare Fantezia de Beethoven pentru pian, cor și orchestră în do minor, opus 80, cu Orchestra Simfonică din Cluj-Napoca și corul la fel, dirijor Emil Simion. Înregistrarea este din 1985, la pian maestrul Valentin Gheorghiu. Thank you.
ați ascultat Fantezia Beethoven pentru pian, cor și orchestră în do minor, opus 80, Orchestra Sinfonică din Cluj-Napoca, dirijor Emil Simion, la pian, maestrul Valentin Gheorghiu. Stilul maestrului Valentin Gheorghiu este caracterizat de simplitate, sensibilitate, de noblețea frazării, dozând cu finețe dinamica. Într-adevăr, ne încântă de fiecare dată când îl ascultăm și acum, spre final, îi urăm multă sănătate, zile cu liniște și fericire alături de cei dragi. La mulți ani, maestre! Spre final și înainte de a încheia emisiunea, mai vrem să ascultăm o piesă sub interpretarea maestrului de Robert Schumann, Vals nobil. Și acum, în încheiere, vă urăm până data viitoare multă sănătate, pace în lume, pace în Israel, Shalom!